Se zice că aproximativ o treime din totalul vieții noastre pe pământ îl petrecem muncind. Cei de la Huffington Post au realizat niște infografice simpatice și ei au pus problema cam așa. Dacă o persoană ajunge la 80 de ani, o persoană care și-a trăit 80 de ani pe pământ și-a petrecut cam 26 de ani dormind, practic inconștient. La care, zic ei, și nu știu cum au calculat asta, dar e interesant, 7 ani se adaugă timpul pe care îl petrecem ca să adormim. Deci 26 plus 7 ani, 33 de ani pe care îi petrecem în pat. Din restul ce ne rămâne, aproximativ 50% din timp, din timpul cât suntem treji și activ, îl petrecem muncind. Dacă jumătate din viață muncim, înseamnă că munca este ceva important. Pentru că cealaltă jumătate este compusă din mai multe lucruri mari sau mici, dar avem o bucată, o felie consistentă din viață care se numește muncă. Și nu degeaba devenim confuzi uneori și ne întrebăm, trăim ca să muncim sau muncim ca să trăim? Sau am dat săptămâna trecută un Google search și am scris cât muncim într-o viață și a doua sugestie era, is there more to life than work? Printre primele replici din interacțiunile cu persoane noi se numără cu ce te ocupi, ce faci toată ziua, unde lucrezi. Și e normal, pentru că ne ocupă foarte mult timp. Am revenit la muncă și la rutina de zi cu zi, așa că ni s-a părut potrivit ca prima temă din sezonul No Flux să aibă legătură cu munca. Vrem să medităm în seara asta la întrebări precum de ce muncim, în primul și în primul rând, de ce muncim, care-i scopul muncii, de ce și pentru ce ne trezim în fiecare dimineață să mergem la birou sau în cealaltă cameră, ce rol are munca, doar să susțină financiar activitățile ce au loc de la ora 5 încolo, weekendurile și concediile, sau e mai mult de atât? Pentru că de modul în care răspundem la aceste întrebări depinde atitudinea cu care ne vom trezi nu doar lunea dimineața, ci în fiecare zi. Depinde cât voi investi în a-mi duce sarcinile la bun sfârșit, cum mă raportez la șefi, la colegi, inclusiv cum plec de la un loc de muncă și ce las în urma mea atunci când decid să schimb ceva. V-am invitat în seara asta la o poveste compusă din 3 povești ale unor oameni care știu cu siguranță că au muncit foarte mult până acum și probabil că își vor petrece și restul vieții muncind la fel de mult, în domenii foarte diferite, cu categorii diferite de oameni, iar discuția cu ei sper foarte tare să ne ajute să punem munca la locul care îi se cuvine și să plecăm de aici cu idei proaspete și cu motivație proaspătă pentru o nouă zi de luni. Așa că îi invit pe Mircea Neconi, CEO Adaconi, Rea Brudan, CEO Via și Filip, CEO Apki și Troi. Dai voie să spun ceva înainte de a mă așeza jos? Te rog. Când vă văd așa fain aici și copii deștepți și frumoși, îmi vine în minte o replică al lui Horatiu Mălăele. Cel ce trebuia să fie aici, nu e aici. Dacă cel ce trebuia să fie aici, nu e aici, înseamnă că cel ce e aici, n-ar fi trebuit să fie aici. Eu cred că din moment ce ești aici, înseamnă că trebuia să fie aici. Și ne bucurăm că ai acceptat provocarea noastră. Mulțumesc, chiar dacă nu simt prea mult încă, da. Aș vrea să pornim exact de la titlul posterului nostru, așa că vă întreb și răspundeți în ordinea în care doriți voi. De ce muncim? Este munca un rău necesar sau este
un dar pe care îl primim. Care este scopul muncii? De ce muncim? De ce ați muncit voi cât ați muncit până acum? Acum aș încerca să spun la întrebarea asta privind puțin în urmă, pentru că, în mod clar, percepția asupra muncii a evoluat în timp. Și atunci, poate faptul că diferite etape istorice, în diferite etape istorice, munca a fost percepută într-un fel sau altul, poate ne ajută să ne apropiem de întrebarea de ce muncim și chiar și care-i scopul ei. Așa că, dacă ar fi să fac un traseu istoric foarte scurt, cred că ar fi următorul. În vechile civilizații cunoscute nouă, munca manuală nu s-a bucurat de prea mare apreciere. Astfel că, dacă ne uităm în lumea greco-romană, rădăcina civilizației occidentale, munca manuală era foarte disprețuită. Nu era privită bine deloc. De exemplu, Platon în Republică, ascultați cum prezintă Platon munca în cartea lui, în scrierea lui numită Republica, care descrie o societate ideală și așa mai departe. Citez. Natura nu a făcut nici cizmar, nici fierar. Asemenea, ocupații degradează pe cei ce le exersează. Mercenari josnici, mizerabili fără nume, care chiar prin starea lor sunt privați de drepturi politice. Cât despre negustori, obișnuiți cu minciuna și înșelătoria, nu îi vom suporta în cetate decât ca pe un rău necesar. Cetățeanul care se va dezonora prin negoți va fi acționat în justiție pentru acest delict. Am încheiat citatul. În lumea greco-romană, munca manuală, negustoria, comerțul, nu erau deloc apreciate. În bazinul mediteranean făceau excepție un popor. Ei gândeau total altfel și știți bine, vorbim despre poporul evreu. La evrei munca era o activitate onorabilă și probabil că o să vedem imediat cum era gândită și privită munca la ei. Vine Evul Mediu peste societatea noastră occidentală, creștinismul medieval este puternic influențat de filozofia lui Platon, privea munca ca un rău necesar. Deja în Evul Mediu munca era privită ca un fel de rău necesar, iar cei care erau nevoiți să muncească erau considerați niște creștini nedesăvârșiți. Și nu vă dau acum citate, că ia prea mult timp. Apoi, după Evul Mediu, a venit Reforma, care aduce într-adevăr o schimbare cu privire la percepția asupra muncii. Vine Reforma protestantă și contestă o astfel de gândire, cum că munca ar fi un rău necesar. Și redă muncii adevărata ei valoare. Și sigur că în spatele Reformei era gândul acesta de esență a tot ceea ce înseamnă Reforma, de vreme ce mântuirea este un dar divin, scopul vieții nu este să-ți garantezi mântuirea prin diferite practici religioase, ci să-ți consacri întreaga viață, deci și munca, slujirea lui Dumnezeu pentru a fi un bun administrator al creației sale. Aceasta era mentalitatea. Rezultatul a fost o creștere economică puternică a Occidentului, a Europei de astăzi, pentru că mentalitatea din spate, mentalitatea cu privire la muncă era diferită. Și am putea intra în detaliile cu Weber, etica protestantă și spiritul capitalismului. Cert este că țările influențate de mentalitatea protestantă au cunoscut o creștere economică nemai întâlnită vreodată în istorie. De ce? Pentru că munca n-a mai fost privită ca un rău necesar, ci ca o onoare, ca un mandat primit de la Dumnezeu. Sigur că am ajuns în postmodernitate, sau depinde cum vreți să numiți voi era asta în care suntem, și unanimitatea aceasta cu privire la muncă în Occident, la noi, începe să se fisureze. Și apar cărți, cum ar fi Dreptul la lene, și citiți-l pe Paul Lafargue, care vorbește despre, ascultați, vă dau un citat scurt, proletariatul s-a lăsat pervertit la dogma muncii, iar pedeapsa pe care o primit-o a fost dură și teribilă. Toate necazurile individuale și sociale se nasc prin pasiunea pentru muncă. Iată cum începe să se fisureze din nou conceptul de muncă. Doctorul Rousselet are o carte numită Alergia la muncă, care vorbește despre activitatea, faptul că munca și-a pierdut din sens, din semnificație, și-a pierdut sensul de datorie sau de obligație morală, și povestea, alergia la muncă se manifestă în diferite feluri. Deci ce am vrut să zic până acum în scurtul istoric este că munca sau percepția cu la muncă a suferit niște schimbări pe parcursul istoriei. Așa că în postmodernitate, din nou, se pare că munca este un fel de rău necesar și adevărata muncă, cum zicea Dora la început, adevărata sau adevărata viață se desfășoară undeva în weekend. Toți așteptăm să vină weekendul să trăim cu adevărat. Numai că sau vacanța, weekendul sau vacanța este tot ceea ce ne dorim, tot ceea ce așteptăm. E bine, aici și vreau să mă opresc aici cu
partea mea din răspuns. Dacă adevărata viață se desfășoară în weekend, în vacanță, atunci eu mă gândesc în felul următor. Bucuria timpului liber ar dispărea dacă am avea numai timp liber. Așa că eu cred că munca este bine ancorată în viața omului și de ce și cum și cum a gândit Dumnezeu, o să vedem probabil imediat. M-aș opri aici cu această scurtă incursiune legată de muncă și ca rău necesar. Eu pot să zic că m-am trezit muncind în timp ce mă jucam și eu mă jucam de fapt și făceam ceva ce îmi plăcea și din pasiune și la un moment dat am început să câștig bani din asta și mi-am dat seama că, hei, până la urmă asta muncesc și am făcut asta mult timp. Și foarte interesant când, după ce muncești foarte mult, ai o perioadă în care nu muncești nimic, nu ai niciun venit și totul se pune pe pauză. Pentru mine a fost o perioadă de întrebări existențiale și de reanalizare a motivului. Până la urmă, de ce muncesc? Înainte de asta, cine sunt eu? Că munca e legată și de identitate. Și dacă înainte eram foarte legat ca identitate de muncă, atunci când nu mai muncești și nu mai ai ce munci și nici nu mai câștigi din asta, îți dai seama că, uite, totuși trăiesc și Dumnezeu e bun. Deci nu prin ce am muncit eu și nu munca mă reprezintă și nu munca sunt eu și ceea ce muncesc sunt eu. Și asta provoacă la niște întrebări foarte faine de a munci intențional și a te uita din nou cu claritate și să înțelegi la ce-s bun eu, ce talente am, ce oportunități am în jurul meu și care e lucrul ăla unic pe care poate doar eu pot să-l fac sau care a fost pregătit pentru mine. Ce răspuns ai dat tu la întrebarea de ce muncesc în perioada aia? Cred că e un răspuns dinamic, fluid. Muncesc pentru că am găsit niște lucruri în care cred, unde vreau să-mi aduc contribuția. Muncesc pentru că prin munca mea pot să creez ceva ce nu există. Pot să îmbunătățesc lucruri care există și care nu funcționează bine. Și mi-am dat seama că pot să am o influență în, așa, într-un cerc, cât o fi el de micuț, în viața unor oameni. Și pentru bani, bineînțeles. Aș vrea să am și eu filmarea, că lecțiile astea sunt foarte faine, ce le-am auzit până acum. Ce mi-aș dori eu, un peisaj mai pitoresc din țara Hațegului, să vă duc cumva în contextul meu și să vă spun ce am înțeles eu din ce înseamnă munca în cei 32 de ani de când am pornit firma și de când lucrez cu oameni. Un rău necesar sau un privilegiu sau un favor? Cred că munca este un necesar. Oricum, n-avem ce face. E un must. Trebuie să o facem. Dacă nu o facem deloc, inasol. Nu putem trăi și ajungem rău. Dacă o facem la nivel de mediocritate, avem șanse să ne pierdem jobul. Dacă o facem cu excelență și cu pasiune, e greu. Înseamnă sudoare și înseamnă efort. Și văzând atâtea fețe tinere aici, cred că mulți dintre voi care ați început munca, știți ce înseamnă. Mergem până aproape de a ne plezni terminalii cu munca. Dacă o facem frumos, dacă este bazată pe valori, dacă reușim să o facem în contexte frumoase, într-un mediu bun, dacă avem o direcție și o viziune clară a muncii, cred că munca poate să fie o favoare. Cred că poate să fie un dar. Și dați-mi voie să, dacă avem vreme, dați-mi voie să vă aduc puțin în contextul nostru. Într-unul foarte apropiat. Săptămâna trecută am fost cu firma noastră,
cam 100 de oameni, plus vreo 50 aparținători și copii. Am fost la o celebrare. Am fost la Oradea. Am stat două zile acolo, două zile pline, și folosim momentele astea pentru a le mulțumi oamenilor și pentru a aprecia munca lor. Am avut și un titlu pompos, a fost gala Daconii, fiecare angajat a primit câte o statuietă frumoasă cu o prețuire personalizată. A fost o muncă mare în spatele la treaba asta. Mulți dintre ei au venit prima dată la noi. Pe lângă lucrurile astea faine, a vuit puțin net, oamenii s-au bucurat, au făcut baie, au fost prin oraș, saună, am avut momente faine, a fost Bodo cu proconsul, ne-am simțit bine, ne-am simțit bine. Dar nu ăsta e motivul principal pentru care facem ca firmă investiția asta. Este locul în care an de an ne proclamăm valorile. Este locul în care de fiecare dată, într-o formă sau alta, le spunem la oameni: valorile firmei Daconii sunt integritate, excelență, respect pentru oameni. Valorile astea frumoase pe care începem să le trăim și pe care începem să le arătăm în oameni la evenimentele astea, sunt bune, nu-s destul. Încercăm să le spunem că pentru a avea o muncă eficientă, numai faptul că avem o comunitate care trăim aceleași valori nu e suficientă. Avem nevoie de o direcție. Avem nevoie de o țintă. Am ridicat o țintă înaltă. Ceea ce le spunem oamenilor acolo. Le spunem că munca lor, care e făcută pentru bani și pentru a-și întreține familia, contează. Dar încercăm să-i aducem în visul nostru. Avem un vis mare. L-am ridicat de la început sus de tot. Vrem să fim o firmă multinațională, puternică, bazată pe valori creștine. Și este invitația de a-i aduce pe oameni în visul nostru, de a munci în visul nostru. Munca, exact cum zicea Ray, nu pentru toții la fel. Avem o groază de departamente și o groază de posturi în firmă. O groază, nu multe, 100. Dar avem acolo manageri care fac o anumită muncă. Avem acolo șefi de departamente. Avem gestionari care în fiecare zi fac kilometri punând comenzi. Avem agenți care fac mii de kilometri mergând în toată țara pentru a prelua comenzi și pentru a duce marfă. Avem fetele de la Conta. Mai nou avem o fabrică de caiete. S-ar părea că munca de acolo e un pic mai altfel. Și am văzut oameni bucuroși, niște fete foarte harnice, care stau și toată ziua, de dimineața și până pleacă acasă, cu o pauză de jumate de oră, pun de pe bandă pachetele de caiete în cutii. Cum putem pe oamenii ăștia, care s-ar părea ca o viață monotonă. Unii au rutină, bineînțeles că și departamentele faine de creativitate, de online, de oamenii care gândesc altfel. Și acolo intervine rutina. Ideea este de a-i aduce într-un vis care e mai departe decât muncim să facem bani. Am dat un exemplu odată, de mult, cred că de vreo 10 ani. Un reporter merge și întreabă pe niște oameni: ce faceți aici? Păi uite, pentru fiecare sac de nisip câștigăm 50 de lei și muncim să ducem bani acasă. Mergem mai departe, pe același rând, era un rând mare. Voi ce faceți aici? Uite, punem nisip în saci să facem un dig. Mergem mai departe. Voi ce faceți aici? Cum tu nu știi? Orașul nostru este în pericol. Va veni viitura. Tragem tare și muncim pentru că vrem să salvăm orașul. Contează foarte mult din ce perspectivă privim munca asta și vreau să închei, că deja am stat cam mult. Vreau să vă spun ceva. În ideea asta de a ajunge o firmă multinațională puternică, bazată pe valori creștine,
facem ceva un pic mai aproape de noi, că asta e o țintă mare. Mergând spre ea, începe să ni se clarifice ce se întâmplă în jur. Acum lucrăm în papetărie, în birotică. Am dezvoltat un brand acolo. Brandul ăsta pe care îl cheamă Daco și pe care poate îl vedeți prin librării, vrem să-i dăm viață. Vrem să spunem, Daco este bucuros, este jucăuș, iubește copiii. Daco, artă și culoare. Daco, transformă joaca în artă. Ultimul slogan pe care l-am prins și pe care vrem să-l ținem este Daco brings joy. Daco duce bucurie. Și știți ce vrem să facem? Ceva mai mult decât munca, decât produsele, decât designurile, decât astea. Vrem ca bucuria din inimile noastre să o punem acolo, în munca noastră, în produsele noastre și să o trimitem înspre voi care le cumpărați, înspre clienți, înspre partenerii noștri. Cred că percepția care o avem cu privire la muncă e foarte importantă. Poate fi ceva mai înalt decât doar punem caietele în cutie. Și povestea ta, Mircică, mă obligă să mergem chiar în spatele scenei până la urmă, pentru că oamenii ăștia care muncesc și-și prins în visul pe care tu îl numești așa, ei trebuie să aibă un soi de înțelegere a muncii, dacă vrei, în spate. Și atunci, totul cred că se reduce la cum înțelegi munca, cum percep munca. Sau, dacă vreți, acum, din perspectiva creștină, din perspectiva mea, să zic așa, contează foarte mult cum înțelegi munca. Pentru că trebuie să percepem că munca nu este un rezultat al blestemului. Munca este parte integrantă a vieții omului. Nu uitați că odată cu creația, munca devine un mandat divin. Munca este inventată, stabilită de Dumnezeu pentru viața omului înainte de cădere. Deci în Geneza 2 cu 15 spune Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Munca este un mandat divin înainte de cădere. Munca nu este un rezultat al blestemului, a căderii. Dumnezeu a gândit munca pentru om. Omul trebuie să muncească, este gândit să muncească, să producă ceva, să scoată ceva. Și să-și găsească și plăcere. Exact, și imediat ajungem la scopurile muncii. Și atunci cumva asta cred că e un lucru foarte important, să poți să muncești. Este foarte important să știi că munca nu este un rezultat al blestemului. Da, a existat căderea din perspectiva creștină, cum credem noi, și munca este afectată, dar nu munca, nu este un blestem. Munca sau rezultatul blestemului este truda muncii. Munca se face după cădere cu mai mult efort, cu transpirație. Geneza 3 cu 17 spune, cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până ce te vei întoarce în pământ. Deci asta este, cred că, lucru de mare esență. Munca trebuie privită ca o parte integrantă a vieții omului. Munca a fost gândită de Dumnezeu pentru om ca să îl îmbogățească, ca să producă ceva, să creeze ceva. Rezultatul blestemului este doar truda muncii. Așa că munca nu a devenit un lucru rău, ci o activitate plină de trudă. Și atunci, câștigarea sau scopul muncii este odată câștigarea pâinii, și suntem toți de acord cu asta că trebuie să muncim și Scriptura condamnă lenia în fel și chip și apreciază munca în toate felurile ei. Și atunci, unul din scopurile muncii este câștigarea pâinii, bineînțeles, și știm cu toții, orice slujbă e mai bună decât nicio slujbă. Deci câștigarea pâinii este absolut crucial în viața omului. Și doi, cred că ce ziceai tu, Mircică, să privești lucrurile la nivelul ăsta alt, a dincolo de un efort pe care îl depui, și anume exprimarea și îmbogățirea personalității. Adică muncind tu te exprimi pe tine, muncind tu te dezvolți pe tine, te inventezi, te reinventezi pe tine, îți descoperi anumite daruri pe care le ai, produci ceva, te vezi parte din ceva mai mare. Și iată cel puțin două scopuri ale muncii. Probabil că am mai putea găsi încă două, cel puțin pentru cei credincioși din perspectiva creștină, am mai putea găsi niște scopuri acolo. De exemplu, unul ar fi, chiar astăzi am trecut prin asta și m-am gândit la locul acesta. După serviciul de dimineață am mers la restaurant cu un grup mai mare de oameni, am fost vreo 13 și am fost serviți extraordinar de un ospătar de acolo. Și cei de la masă spun, măi, oamenii ăștia vă cunosc? Am zis, nu. Cum ne servesc cu atâta amabilitate, cu atâta plăcere, cu așa de săritor? Cum de atâta de amabil? Ce-i cu ei? Și atunci mi-am dat seama, măi, omul ăsta își face munca cu toată plăcerea. Omul ăsta vede munca ca fiind, odată își câștigă pâinea, cea de toate zilele,
face ceva ce probabil că îi place, îl îmbogățește, se simte să dea un sfat, să spună, să-ți aducă, să te slujească, dar el vede în munca lui, privește munca ca pe un act de slujire, îl face un bine cuiva. Omul ăla a fost absolut extraordinar astăzi. Și atunci, uite-te, un alt scop al muncii poate fi până și perspectiva asta. Măi, eu muncesc să-mi câștig bani, să mă dezvolt, dar și să fac bine altora. Să adaug ceva în viața omului cu care mă intersectez în munca mea. Și apropo de asta, mi-aduc aminte de o fază dintr-un film, A Bug's Life, unde actorul principal, Furnica, care, bineînțeles, toată ziua muta pământ dintr-o parte în alta, când era întrebat, cu ce te ocupi? Spunea, sunt inginer de redistribuire a solului. Avea așa o anumită demnitate în munca lui, fie că era orice ar fi făcut. Și mai aveam să aduc în discuție ideea asta de etică a muncii, pentru că citim și mai ales în Statele Unite, ideea de etică a muncii e congruentă cu ideea că lucrez extraordinar de mult cantitativ și cam la asta se oprește totul. Dacă lucrez 16 ore pe zi, 80 de ore pe săptămână, am o etică a muncii ridicată și e foarte fals asta. Da, trebuie să muncim din greu și să tragem tare, dar sunt și alte criterii după care măsurăm lucrurile. Și demnitatea pe care ți-o dă munca, integritatea cu care te comporți la muncă, excelența pe care o țintești, toate astea sunt elementele adevărate ale eticii muncii. Deci ca să sumarizăm secțiunea asta de ce muncim, înțelegem că am fost creați să muncim, munca este parte a designului inițial, când Dumnezeu a creat munca, El ne-a arătat cum se face, a fost primul care a muncit și a pus în noi această nevoie de a ne simți parte a unui vis mai mare decât noi, a simți că avem o contribuție semnificativă prin rodul muncii noastre. Deci nu ne-a creat ca să muncim 8 ore, să ne decuplăm și să nu existe absolut nicio legătură între lucrurile care spuse în noi, care sădite în noi și ceea ce facem în fiecare zi, cel puțin 8 ore pe zi. Ca să mergem un pas mai departe în discuția noastră, ajungem la întrebarea ce muncim. Și aici aș vrea să ne gândim un pic la felul în care ne alegem slujbele, ce job îmi aleg și aș pleca de la povestea voastră. Eu v-am prezentat foarte sumar pentru că am zis că vă las pe voi să folosiți câte cuvinte doriți pentru asta, dar aș vrea să auzim puțin rezumatul parcursului fiecăruia dintre voi. Ce faceți voi? Cu ce vă ocupați la ora actuală? Dar mai mult, cum ați început? De unde ați început? Ce ați făcut înainte să ajungeți unde sunteți acum? Mirci, că tu ești cel mai aproape. Acum vreo 20 de ani se întâlnesc doi colegi de-ai mei. Unul care stătea în Hațec și unul care venea în vizită. Eu deja aveam o afacere de 10 ani. Și îi spune, trec cu mașina prin oraș și unul dintre ei întreabă, păi, ai mașina lui Mircică, Audi A6, nou. Zice, cum și-o lua Mircică Audi? Vin de pixuri, îi răspunde. Deci, dacă vrei ceva foarte scurt, eu vând pixuri. Vin de mai mult decât pixuri, da. Și ai început cu un pix. N-am început cu pix. No. Dăm și un pic de la. No. O altă idee care mi-a venit gândindu-mă la discuția noastră, care încă n-am spus-o la nimeni, am ținut-o că mi-a fost un pic rușine de ea, dar m-am gândit că în seara asta ar trebui să fiu autentic. Apropo, după ce m-am gândit să fiu autentic, eu din când în când mai ascult câte un mesaj de al lui Maxwell, minutul lui Maxwell. Și vorbea despre autenticitate. Deci autenticitatea e foarte bună, dar nu-ți garantează succesul. Lipsa autenticității însă îți garantează eșecul. Deci aș vrea să fiu cumva astăzi eu și să vă spun ceva ce mi-aduc aminte din momentul când am terminat facultatea.
90, imediat după Revoluție era. Aveam o sărbătoare a absolvenților, Organizația Studenților Creștini Evanghelici și începea lumea să se miște. Era un gol la toate nivelurile, inclusiv la partea de reporteri. Unul dintre colegii noștri vrea să fie reporter și vine și mă întreabă: Mircică, tu ce vrei să faci? Vreau să fac bani pentru Dumnezeu. Și am văzut-o și în hârtiuța lui. Să știți că mi-a fost rușine după o vreme de afirmația asta. Dumnezeu care are toate lucrurile, tot pământul, toți banii, care stăpânește destinele noastre și a omului de rând, și a împăraților, și a înțelepților. Și eu m-am trezit să zic, vreau să fac bani pentru Dumnezeu. Cred că s-a distrat un pic Dumnezeu. Dar au văzut ceva și acolo în inima mea. Mai târziu am mai lucrat, am mai rafinat la ideile astea. Și obiectivele mele sunt un pic altfel acum. Dar referitor la ce fac, m-a mai ajutat foarte mult un context și câteva oportunități. Un context în care am trăit printre oameni foarte faini. Am ajuns în Timișoara și pe hol, pe holul căminului, m-a oprit un băiat. Tu ce faci pe aici? Știa de mine că mai merg la biserică. Deci am venit la Timișoara, la școală. Omul a devenit prietenul meu. Am fost ucenicul lui. A fost primul meu mentor. Atâta de bine mi-a prins că am avut un om care s-a ocupat de mine și care ne întâlneam, lucruri care nu le spuneam părinților mei, îi le spuneam lui, provocările mele. Mi-a prins foarte bine momentul ăsta. Am făcut și un grup, în grupul care l-am făcut, el l-a făcut și eram și eu. Sunt prieteni de-ai mei buni, de prin Arad acum, care au afaceri frumoase. O plecat după un an. Partea asta a fost cadoul lui Dumnezeu. De atunci am fost conștient că am nevoie în viața mea de mentor. Am nevoie de oameni de la care să învăț. Dumnezeu ne-a creat să trăim în comunități și în relații. Și așa creștem. Dacă ne-am naște în pădure, am fi sălbatici. Avem nevoie unii de alții. Am găsit un al doilea, l-am căutat eu. Un făcător de ucenici, am umblat după el. Mi-a dat voie să mă apropiu de el. Să-l văd cum muncește, pentru că muncea. Am văzut o integritate cum n-am mai văzut până atunci, cu toate că am trăit într-un mediu creștin. L-am văzut cum își făcea treaba, fie că era văzut, fie că nu era văzut. L-am văzut cum se ruga. Am văzut răspunsuri la rugăciuni unde compromisul n-avea ce căuta. Deci noi ne cumpăram pantofi pe vremea aia care erau furați de prin fabricile alea din Timișoara. Era așa, și înainte și după Revoluție se întâmplau lucrurile astea. El nu făcea treaba asta, se ruga pentru ele. L-am văzut rugându-se pentru un televizor color. L-am văzut pe Dumnezeu cum i-a dat un televizor color. Pe vremea când numai cu semnătura lui secretarul de partid pe județ puteai să obții așa ceva. Am văzut minuni acolo. Și impactul cel mai mare în viața mea și în tot ce a urmat de acolo a fost în primul rând prin faptul că omul ăsta m-a lăsat să mă apropii de el. Eram în casa lui. Eram aproape. Pot să vă dau și un exemplu interesant. Așa. Venea vremea când trebuia să mâncăm și nu, eu student. Bineînțeles că soția lui, hai să mânci cu noi. La un moment dat, el se ruga, Doamne, mulțumesc pentru mâncarea asta și mulțumesc că ne-ai trimis și pe cine să ne-o mănânce. Pe lângă partea de personală, am fost introdus într-un context care mi-a prins foarte bine. Într-un context în care omul ăsta învăța și pe alții să ucenicizeze, să se ocupe de oameni. A venit Revoluția, am început să facem conferințe. Eu nu eram omul care
vorbeam. Acolo l-am cunoscut pe Rei, mi-aduc aminte cu drag de conferințe multe și faine, în care pur și simplu îi învățam pe oameni ce înseamnă leadership, ce înseamnă să delegi, ce înseamnă echipă, ce înseamnă roluri în echipă. Toate principiile astea care le-am învățat atunci, într-un mediu creștin practic, sunt principii veșnice a lui Dumnezeu, care vă spun, după 30 și ceva de ani, funcționează în toate domeniile. Funcționează în politică, funcționează în politică. Politica nu e murdară. Politica e murdară când o fac oamenii murdari. Funcționează în afaceri. Funcționează în biserici. Funcționează peste tot. Când munca e făcută cu niște valori frumoase, munca are și rezultate frumoase. Și am mai avut și oportunități, și cu asta te las. Am mai avut și oportunități pe lângă mediile astea faine în care am... O venit revoluția. Când o venit revoluția, numai bine să începe afacerile. Și am început afacerile. Le-am spus la prietenii mei cu care eram în grup și care cei mai mulți dintre ei sunt păstori și lideri în biserici și așa, măi, de mine nu-i treaba asta. Eu aș vrea să încep afacerile și ei știau. Revoluția a fost o oportunitate și prietenii mei au fost o oportunitate, au fost la un moment dat plecați undeva din țară și bineînțeles cum românii erau bine primiți după Revoluție, Lozan 2000 sau așa ceva îi zicea la eveniment, la evenimentul ăsta din 89, le-au dat o mașină, le-au dat o dubiță. Uite să aveți și voi, faceți ce vreți cu ea. M-am trezit că au venit Gili și cu Gelu. Ori venit sus la mine, stăteam undeva la ultimul etaj, când ploua, puneam ligheanul pe acolo, cu Ade, și au zis, astea scheile tale. Cu minunea asta, am început afacerile. Și ar mai fi, ori fost și oportunități, și contează și oportunitățile, dar contează foarte mult inima noastră, și contează foarte mult mediu în care suntem. Aș avea poveste lungă, n-aș vrea să vă mai spun, că le am pe toate, pe ani, pe cum au pornit, cum am trecut dintr-o parte în alta, cum au apărut brandurile, cum am dezvoltat firma, cum au început să vină oamenii. Sunt multe, 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 multe. Dar cred că lucrurile astea sunt frumoase și importante, care sunt la bază. Da, deci în cazul tău, cumva călăuzirea sau ghidajul a venit prin oameni și prin contexte potrivite, puse acolo de Dumnezeu la timpul potrivit. Și să știi că și muncă multă. Și muncă multă. Deci nu se poate face și nu putem ajunge la performanță. Asta mi-e un clar. Nu putem ajunge la performanță fără sudoare și fără muncă. Dacă vrei să atingi performanță, acolo e nevoie de muncă multă. Și nu numai de muncă. Dacă ținta e mai înaltă, atunci ai nevoie de oameni mulți. Zicea Fine Maxwell că de unul singur nu poți să atingi măreția. Dacă ai o țintă înaltă, ai nevoie de oameni în jur. Chiar dacă ești liber profesionist, e bine să faci parte din contexte și din medii în care să crești împreună cu oameni. Scuze. Dacă atunci când Mircică a zis vreau să fac bani pentru Dumnezeu și Dumnezeu râs bine, și de mine o râs, de altfel. Eu n-am vrut să fiu ceea ce îs și am ajuns ceea ce îs. Povestea mea e oarecum pe dos, în sensul că eu nu mi-am împlinit visul, ci am făcut ce trebuie să fac. Visul meu a fost întotdeauna să intru într-o carieră militară. Deci de când mă știu, visul meu a fost să devin militar de carieră, de profesie. Este tot ce mi-am dorit, tot ce am știut, tot ce m-am jucat toată viața. Când am vrut să mă duc la școala militară, la liceu militar din Alba Iulia, bineînțeles că nu m-au primit, că nu mi-era dosarul curat. Pentru că eram pocăiți de câteva generații în familie. Așa că nu m-au primit. Sigur, exista o portiță deschisă, i-a spus mamei mele, îl primim. Dacă se dezice de credință, dacă dă o declarație că nu crede în Dumnezeu, îl primim aici și poate să-și urmeze cariera. Era tocmai vara în care eu îl cunoscusem pe Dumnezeu într-o tabără secretă prin munți. Așa că nu se mai punea problema să semnez un astfel de act, așa că visul meu de a face o carieră militară s-a dus. Pe scurt, am mers la o facultate, cum mergea majoritatea pocăiților. Sigur că și acolo am vrut să mă duc la arheologie, din nou dosarul nu mi-este corect, nu mi-este bun.
nu mi-este curat. Am vrut să merg la istorie, nu m-au primit că dosarul nu mi-e curat. Lucrurile față de care aveam cât de cât o înclinație, toate ușile mi s-au închis. De ce? Am aflat mai târziu. Așa că am ajuns să fac inginerie, m-am dus la facultatea de mecanică, tehnologia construcțiilor de mașini, am încheiat și mi-am luat ce trebuia să-mi iau de la facultate, numai că imediat cum am terminat, am fost prima generație, 91, imediat după Mircică, în care a fost primul an în care inginerii nu au mai primit serviciu. Noi când terminam 5 ani de facultate, primeam automat un serviciu într-o fabrică undeva în țara asta. Am fost prima generație care a spus, păi, haos în economie, fiecare pe treaba lui se descurcă. Așa că, pe când a început să-mi placă și ingineria, n-am mai ajuns o practic. Pentru că mi s-au închis până la urmă toate ușile și lucrurile care mi-au plăcut au rămas doar niște hobby-uri, n-au mai devenit munca pe care o prestez. În cele 6 luni de șomaj cât am luat după terminarea facultății, era o singură ușă deschisă. Aveam o grămadă de timp liber și în biserica unde eram era nevoie, era o oportunitate să strângem pe tineri să facem ceva cu ei. Și ăla a fost începutul meu. I-am strâns, mi-am chemat niște ajutoare când au zis să lucrăm cu adolescenții, nimeni nu a vrut să audă, așa că m-am trezit acolo singur să fac de capul meu ce am știut. Mi-am suflecat mânecile și am făcut ce am știut. În câteva luni de lucrare, oportunitatea a venit de unde nu mă așteptam, un musafir apare în subsolul bisericii, unde lucram cu tineri într-o duminică și îmi zice, la terminare, stă acolo în spate, nu zice nimic, era un american, la terminare vine la mine și îmi spune, te-ar interesa să faci lucrarea pe care o faci și să și câștigi pâinea prin asta? Și mă uitat la el și am zis, da? Și peste încă vreo 3 luni de zile, din senin am uitat complet de oferta lui, mă sună și spune, haide până la Arad, a venit președintele organizației noastre, haide să stai de vorbă cu el, m-am dus acolo, a fost un interviu de dimineața până seara, am povestit cu omul ăla, mi-a întrebat, interviul a fost ceva de genul, ce crezi tu că trebuie făcut în țara asta, în lucrarea cu copiii, cu tinerii, am stat și am povestit o zi întreagă, am făcut strategii, am făcut grafici, am făcut desene foarte inginerești, cred că am fost atunci, și la sfârșitul zilei zice, bine, te angajez. Și așa am început să intru practic full-time în lucrare. Deci cumva am ajuns să fac ceea ce n-am crezut niciodată că voi face, pentru că eu de felul meu sunt un introvertit, sunt un extrovertit aparent sau prin exercițiu dacă vreți, dar n-am crezut în viața mea că voi scoate vorbă în fața oamenilor, că voi predica nici vorbă, că eu mă voi distra cu unii și cu alții și voi face tot felul de activități ciudate și așa mai departe cu tinerii de-a lungul vieții. N-am crezut că eu voi face un pas în față sau voi căsca gura în fața unui grup mai mare de 3 oameni. Deci, cam asta e povestea mea. Nimic din ce am visat nu mi s-a întâmplat. Am ajuns să fac ceea ce fac pentru că a trebuit. Îmi pare rău? Absolut deloc nu. Sunt împlinit în ceea ce fac? Absolut da. Deci, până la urmă, poate că visurile astea trebuie puțin cântărite și ținute în echilibru și poate că povestea noastră se va dezvolta. Dar cam asta este traseul meu, începutul, cum am ajuns pe linia în care sunt acum. Deci dacă în cazul lui Mircică au fost oameni și au fost contexte, în cazul tău au fost contexte și au fost oameni. Uși deschise, uși închise, da. Filip. Da, așa. Dacă Mircică vinde pixuri sau vindea pixuri, eu toată ziua vorbesc și scriu cu oameni, ceea ce e foarte ironic pentru un introvertit ca mine, și eu la fel sunt catalogat ca struggling extrovert. Dar nu scrii cu pixul, nu? Nu cu pixul. Și cu atâta mai ironic cu cât am început pasiunea și joaca aia de care ziceam înainte, a început când aveam, cred că vreo 8 sau 9 ani, la casa Palatul Copiilor, am văzut prima dată un computer, m-a fascinat, am mers acasă și i-am zis mamei mele că nu ne cumpărăm un computer. Era la scurt timp după ce mi-am pierdut tatăl biologic, mama era însărcinată cu Titus, care e aici, al treilea copil,
nicio șansă să dea 1000 și ceva de dolari pe un computer în 91. Tot ce a zis mama lui, dacă îți dorești așa de mult, roagă-te și cine știe. Așa că m-am rugat și la foarte puțin scurt timp după, un prieten din Germania mă sună, întreabă pe mama dacă oare i-ar plăcea lui Filip un computer, că uite am aici unul pe care nu-l mai folosesc și mă gândesc să vi-l trimit. Așa m-am gândit, m-am trezit eu într-o zi să vi-l trimit. Așa că am ajuns de pe la 9 ani să învăț engleză și programare cam simultan și prin liceu, după terminarea liceului, joaca asta s-a transformat și în o modalitate de a câștiga bani, dar niciodată n-a fost un scop în sine. Dacă ar fi să sumarizez ce fac acum și ce am făcut ultimii 21-22 de ani, e să adun oameni, să ne gândim la ce am putea să facem și hai să o facem și să, după aia să vedem cum ne organizăm și să ne organizăm și cum lucrăm împreună și ce vrem să realizăm. Și am ajuns să fac lucrul ăsta în diferite contexte, în diferite companii, din diferite roluri, de antreprenor, de manager angajat, de consultant independent, tot felul. Și variația asta m-a prins bine, că a avut grijă Dumnezeu să nu mi se lipească prea tare de inimă și să se sedimenteze acolo niște chestii. Da. Deci pare că sunteți persoanele potrivite pentru discuția din seara asta. Și pentru că vrem să fie foarte semnificativ pentru voi ce auziți astăzi, m-aș bucura să trimiteți întrebările voastre. Urmează să intrăm în partea mai practică a acestei discuții, dar tare mult ne-am dorit ca să răspundem la frământările pe care voi le aveți legate de subiectul din seara asta. Și ca să trecem un pic mai la firul ierbii cu discuția noastră, haideți să începem de aici. Care ar fi criteriile după care ar trebui să ne alegem jobul sau locul de muncă? Cât de mult contează în balanța asta între cât de mult câștig și cât de mult jobul meu mi asigură existența și cât de mult se potrivește cu abilitățile, înclinațiile, preferințele mele personale? Cât de bine ar trebui să se împletească cele două atunci când căutăm un loc de muncă? Eu cred că trăim într-o perioadă istorică în care chiar avem șansa și luxul să ne punem întrebarea asta și nu suntem obligați, nu ne naștem undeva și să avem o singură cale de a ne câștiga pâinea. Și cred că asta e foarte important și oportunitatea asta vine și cu o responsabilitate foarte mare de a lua decizii corecte. Totuși, responsabilitatea asta apasă foarte tare pe noi și nu orice decizie pe care o luăm nu e o decizie finală. Pe parcursul vieții lucrurile se schimbă, apar diverse oportunități, diverse contexte, noi ne dezvoltăm, noi ne schimbăm, ajungem să ne cunoaștem mai bine, dar cred că lucrurile pornesc, sau hai să zicem, dacă avem multe opțiuni și așa un scenariu ideal, lucrurile încep de la cunoaștere de sine, să vedem spre ce suntem înclinați, să vedem poate ce talente sunt în noi, care sunt lucrurile native pe care le avem și pe care le-am putea pune în negoț, în comerț. Plecând de la experiența mea, știu că autobiografia nu este un sfat și autobiografia nu este ceva ce poate însemna mult pentru alții, dar plecând de la realitatea mea, dacă vreți de pe teren, eu aș privi lucrurile în felul următor, cât se poate de direct și de practic. Unu, eu cred că mersul pieței are ceva foarte important de spus când vreau să-mi aleg meseria. Nu aș merge așa de mult pe hobby-uri și pe lucrurile care îmi plac, deși nu cred că trebuie lăsate deoparte, dar ceva se întâmplă cu hobby-urile și cu pasiunile pe care le avem dacă începem să le înhămăm
la o slujbă de 8 ore sau ceva ce s-o băgăm în munca noastră zilnică. S-ar putea să moară pasiunile astea. Așa că, din punctul meu de vedere, întâi m-aș uita la mersul pieței, la ce se cere, la slujbele care se plătesc decent, rezonabil, pentru că, din experiența mea, pot să vă spun că poți face tot ceea ce vrei să faci. Și cred că pasiunile pe care le ai nu sunt un criteriu major în căutarea unei slujbe. Hobby-urile, pasiunile le poți lăsa să rămână așa ceva, să ai o slujbă cu care te poți întreține, cu care să-ți câștigi existența, să întreții familia, și lucrurile care îți plac să le lasă rămâne la nivelul acela unde poți să te bucuri de ele în continuare, rămân o pasiune, o plăcere pentru tine. Pentru că, până la urmă, pasiunile sunt ceva ce cultivi. Pasiunile se schimbă în timp, ele sunt temporare, le poți cultiva, le poți dezvolta, poți să ajungă să-ți placă lucruri care n-ai știut că-ți plac până la un moment dat. Așa că pasiunile acestea, sau o pasiune de-a ta pe care o integrezi, o înham la o slujbă, nu conduce automat la plăcere și la bucurie. S-ar putea să moară pasiunea aceea când trebuie să faci și ești înhămat la niște restricții, niște limitări pe care slujba respectivă ți le impune. Și ceea ce a fost o plăcere poate să nu mai fie o plăcere. Așa că asta ar fi, eu știu, din punctul meu de vedere, abordarea cea mai practică. În același timp, mie mi-e foarte clar că atunci când îți alegi o muncă sau o cauți sau te uiți după ea, te uiți la un venit bun, dar te uiți și dacă tu ești în stare să faci munca respectivă. Adică te uiți și la competențele tale, la partea de competențe care înseamnă cunoștințe, care înseamnă abilități și pasiuni, care corect. Înseamnă talente, aici care face înseamnă mai mult. Între ele. E foarte adevărat. Cred că trebuie să ții cont de competențe tale și abilitățile tale. Vrei să nu poți face ceva ce nu știi face. Corect. Dar aș face distinție între competențe și pasiune. Adică îți pot plăcea anumite lucruri. Dar poți să dai de greu. Și, da, exact. Sau, de exemplu, poți să ai o pasiune și să nu-ți iasă, și să nu poți aplica în practică într-o meserie. Eu știu, îți place să gătești, zicea cineva, nu? Îți place să gătești. Dar asta nu înseamnă că poți conduce un restaurant. Eu îți dau un exemplu punctual din ultimii 2 ani cu restaurantul. Fiind atât de mult implicat în partea asta de administrare, îmi plac lucrurile făcute bine în restaurante, să fii servit, fain, și nu prea am găsit chiar ce mi-a plăcut mie. Și ce mi-am zis la un moment dat, acum vreo 3 ani? Hai să facem un restaurant. Hai să facem în Hațeg un restaurant în care oamenii să fie serviți bine, în care să doarmă bine, în care să se simtă bine, în care să le dai mai mult decât se așteaptă. Știți în ce complicații grele am intrat? Îs mii de task-uri care trebuie rezolvate. Am luat o casă, o trebuit administrată, o trebuit schimbată de la început. Cultura nu ne lăsa să intrăm în curte, că era o poartă pe vremuri de căruțe și nu încăpeau mașinile. Deci e cumplită. 3-4 ani de zile nu m-am stat în... Câteodată chiar dacă zici, mă, îmi place să fac chestia asta, trebuie să avem grijă. Deci fac o distinție între ce-ți place, între pasiunile care le ai și competențe. Da, pentru că poți să ai competențe în foarte multe domenii, să fii în stare să faci o anumită muncă și nu neapărat să fie o pasiune specială. Sau să nu fii în stare, pentru că sunt multe alte lucruri pe margine care te împiedică. Da. Cum îmi descoper aceste competențe? Acum, eu cred că... Eu cred că e un proces. E un proces, dar cine are puțină minte și se cunoaște pe sine și le descoperă, adică crești cu ele, vezi ce poți face, vezi în ce domeniu ești bun, vezi ce ți iese din mână încă de copil și pas cu pas le descoperi. Și eu cred că marea majoritate vă puteți identifica cu lucrul acesta. Te trezești că ajungi, sau hai să spun așa, sunt foarte puțini cei care au o pasiune, o competență și reușesc să o și ducă și să scoată ceva valoros din ea. Sunt foarte puțini care știu face un singur lucru. Eu cred că majoritatea, a fost exemplu, vorbesc din experiența personală, dar cred că majoritatea vă puteți regăsi aici. Eram în liceu, terminam liceul și mă gândeam, n-am încotro să o iau. Ce știu face? Ce pot face? Și mi-am dat seama că pot face mult mai multe.
Și aș fi putut începe de la litere și am ajuns până la inginerie. Mult mai multe lucruri îți dai seama că le poți face. Deci cumva ajuns să-ți dai seama cam ce poți face și care sunt lucrurile care nu te pricep chiar deloc. Și atunci, cumva în procesul ăsta, cam ai cel puțin o plajă de posibilități în care ai putea să faci ceva. Ei, că unele le poți face mai bine ca altele, e adevărat. Dar, din nou, nu știu dacă îți poți da seama până nu încerci. Așa că răspunsul pe scurt la întrebare este suflecă-ți mânecile și încearcă. Și vezi ce-ți iese. Îți iese foarte bine. Nu mă zice pe teste și pe lucruri din astea să-ți vezi abilități, deși și asta te pot orienta puțin. Dar cel mai bun exemplu este, măi, sufleci mânecile și te-a pus să faci ceva. Îți iese, e bine. Nu ți iese, faci altceva. Că putea Filip să zică, domne, degeaba știu eu calculatoare, hai să încerc ceva. Dar el a încercat ce-o știut. Acum, există undeva... A trebuit să existe undeva un balans între lucrurile astea. Până nu de mult, în momentul când lucrăm mult cu tinerii în zona noastră și chiar e o mare plăcere să-i vezi crescând și să-i îndrum, să le aduci oameni care să-i învețe. Și chiar partea de orientare în carieră e un lucru important. Am văzut cazuri, de exemplu, când părinții ziceau, domne, eu sunt doctor, tu te faci doctor. Omul ăla nu putea să sufere treaba aia. De atunci am început să o gândesc altfel. În momentul ce mă uitam, acum pare rău că rut aici, ce mă uitam la fetele mele, le-am încurajat să meargă în direcția în care se simt naturale și se simt lucrurile alea că le pot face. Contează foarte mult și profilul omului. Dacă, de exemplu, Magda, fetița mea cea mare, am încurajat-o să intre înspre partea de business, pentru că e structurată și pentru că e disciplinată și pentru că învăța bine și pentru că îi plăcea să coordoneze. Pe Ruth, de exemplu, am sfătuit-o, Ruth, du-te în direcția în care îți place ție. Ruth era o artistă, cânta, desena noaptea, se trezea târziu, nu era în aceea zonă. Și mă bucur de direcția asta, pentru că le-o prins bine. Dar sunt 100% de acord că plecând în direcția pe care crezi tu că e cea mai bună, trebuie să fii atent. Și cred că e un moment în care trebuie să vezi dacă mergi pe drumul bun, dacă nu e la drumul bun, să-l schimbi repede, pentru că nu-i timp de pierdut acolo. De la o vreme, exact așa cum în afacerea noastră am început-o în toate părțile, am început un magazin, am muncit nebunie cu magazinul respectiv, la un moment dat am început să ne creionăm o direcție. Am zis, domne, papetăria ne place, am început să o vedem că merge, am început să o dezvoltăm, am început să creștem și în momentul ăsta am plecat pe direcția respectivă clar. Pentru că e principiul ăsta al volantei sau al lucrului mecanic sau al bulgărului de zăpadă. Dacă pornești ceva și te oprești, pierzi. Când eram mic, era un tip ce stătea în capătul podului la noi la Hațeg și avea o roată mare pe care pedala, roata era grea și după ce pedala mult, roata începea să se învârtă singur. El ascuțea cuțitele acolo la roata care se învârte, exact cum e bulgările de zăpadă. Îți trebuie un timp până pornești. Și în momentul când ai pornit și ți-ai găsit locul, sfatul meu este mergeți în direcția aia. Mergeți în direcția aia și nu porniți și vă opriți, porniți și vă opriți. Pentru că pierdem. Pierdem avântul ăsta care crește. Și la un moment dat, când el crește, ne prinde foarte bine. El merge și fără noi. Și cred că la întrebarea ta se mai poate răspunde și așa. Poate e mai ușor să spui clar ce nu vrei să faci sau nu știi să faci acolo, nu te bagi. De exemplu, apicultura. Tata a vrut să mă facă apicultor, să-mi lase zeci de stup, să mă ocup de ei. Nici n-am vrut să aud. M-au înțepat albinele destul, am cărat la miere toată copilăria, cu mâinile lipicioase, nu vreau să aud de albine, nu vreau să aud de miere, nici nu mănânc măcar. Aia e din când în când. Deci am știut clar că direcția aia nu o să mă prindă niciodată. Așa că sunt câteva pe care le poți elimina și rămân mai multe pe care le poți face. Și dintre ele, cumva, pe anumite criterii alegi. Eu cred că rămân și alte criterii, nu numai competențele tale, ci rămân și uși deschise, uși închise, ce oportunități ai, ce oameni îți intră în cale și uite așa poți să mai există o zonă la capitolul oameni pentru care pasiunea lor
Sau chemarea lor e așa de mare și eu am văzut oamenii ăștia încât ei merg în direcția aia sacrificial. De multe ori Dumnezeu vine și îi ajută. Sunt dar alții, cred că nu putem avea o rețetă, dar într-adevăr sunt oameni, noi, sunt oameni care... Asta e traseul lor și tot respectul. Asta e. Eu am pus foarte multă presiune pe mine să aleg bine de la început și mă gândeam că o să fie așa o linie dreaptă de la punctul A la punctul B. Și, de fapt, experiența mea a fost că lucrurile s-au întâmplat foarte așa, sinusoidal, poate în cercuri concentrice, pe măsură ce faci, foarte faină metafora bulgărului de zăpadă, apar diverse lucruri, e vorba asta, cu cât muncesc mai mult, cu atât ați mai norocos, cumva și asta e un aspect interesant. Da. Os Guinness în cartea lui Chemarea ta spune ceva de genul: toți ne-am dorit să primim o chemare clară în direcția în care ni-s talentele și pasiunile, puțini o primesc. Iar în lipsa certitudinii, cel mai înțelept lucru este să ne orientăm după înzestrări și circumstanțe. Când cântărim lucrurile așa, vom găsi inspirație, speranță și în același timp ne vom putea îndeplini și onora nevoile financiare, relaționale și așa mai departe. Și acum, ca să ajungem la subiectul central al discuției noastre, la etica muncii, dacă ne uităm pe internet cum definesc diferite articole sau dexul etica muncii, găsim ceva de genul: etica muncii se referă la obiceiurile și aptitudinile de lucru care sunt necesare pentru o performanță de succes. Aceasta include calități precum bune abilități de gestionare a timpului, seriozitate, disciplină, punctualitate, atitudine pozitivă, muncă asiduă și muncă în echipă. Americanii au dat răspunsul ăsta într-un mod mult mai concentrat și definesc etica muncii ca fiind hard work and diligence. Îi muncă asiduă, însoțită de perseverență, însoțită de acea determinare de a trece și peste obstacolele care iasă în cale în momentul în care muncești din greu. Și la subiectul acesta, legat de cum și cât muncim, aș pleca de la următoarea întrebare. Din punct de vedere al rolului pe care îl aveți uneori de a selecta oameni pentru anumite poziții sau roluri, care sunt calitățile sau trăsăturile pe care voi le căutați la posibili angajați sau voluntari? Care sunt trăsăturile, acum nu neapărat de caracter, dar care sunt lucrurile alea pe care le căutați atunci când vreți să intrați într-o colaborare pe termen lung cu cineva? Bineînțeles că e vorba... Te rog, hai că eu am vorbit mai mult. Bineînțeles că e vorba de competențe. Și bineînțeles că trebuie să vezi dacă omul respectiv are cunoștințele necesare, dacă are abilitățile necesare, dar mai sunt niște lucruri care ar trebui să le aibă în plus. Nu-i suficient să fie inteligent. De multe ori, inteligența nu-i destul. Există pasiunea aia. Nu știu dacă nu cumva Lencioni zicea de oamenii aia care sunt flămânzi să-și facă treaba bine. Ideea îi să-i găsim, cum îi găsim pe oamenii respectivi. Și atunci, în mod normal facem interviuri. Dar ne prinde, avem cazuri, de exemplu, când îi invităm pe oameni pentru anumite posturi. De exemplu, pentru postul de gestionari. Avem nevoie mare în sezon, când, înainte de a începe școala, când lucrăm de 2-3 ori mai mult. Și atunci luăm voluntari. Ăsta e cel mai fain moment în care îi vezi pe oameni cum lucrează și dacă ai nevoie în viitor de ei, îi știi. Am angajat, de exemplu, un om la câteva luni după ce s-a terminat sezonul și i-am întrebat pe oameni: pe cine luăm? Zice: luăm pe Vlad. Pentru că Vlad muncește ca un om din trupele de comando, ca un soldat. Își face treaba repede, bine, întotdeauna la timp. L-am luat. De atunci, în zona asta, continuăm să luăm așa. Știi ce oameni faini găsim? Și echipa noastră se îmbunătățește. Acolo unde poți să-l vezi, sau poți să ai
informații suficiente despre istoria lui, despre locul unde a lucrat, despre performanțele care le-a avut, e foarte simplu. Îl iei pentru că știi. Dacă nu știi, urmează interviul standard, întrebări, depinde de departamentele care le avem, interviurile noi le facem cu specialiștii noștri sau, în sfârșit, oamenii care sunt în departamentele respective și urmează întrebări, discuții, teste, vedem dacă e nevoie de engleză, dacă e nevoie de calculator, dacă e nevoie de experiență în contabilitate. Fiecare post are cumva competențele lui care ar trebui verificate. Un lucru care e interesant, de multe ori sunt tensiuni, pentru că presiunea angajează pe ăla sau pe ăla. Mă sună primarii din zonă, sau mă sună prietenii mei, sau neamuri care sunt supărate că n-am angajat pe cel mai bun om. Nu ne mai pasă de lucrurile astea. Chiar căutăm să luăm pe postul respectiv omul care credem că se potrivește, care credem că se potrivește cel mai bine. Nu știu dacă am fost destul de clar cu... Am analizat, poate nu mii, dar peste 1000 și ceva de CV-uri. Am intervievat pe sute multe de candidați și am angajat 10. Și cât ai dat afară? 10. Tot 10. Și atunci când ai primul contact cu un om printr-o bucată de hârtie sau un document, te uiți la ceva să îl diferențieze, o zvâcnire de ceva, mai ales pentru rolurile pentru care am angajat, care au fost roluri tehnice, programator, designer, etc., alte roluri similare. Am vrut să văd o zvâcnire dincolo de lista de competențe tehnice și abilități tehnice pe care le are. Și zvâcnirea asta de obicei era sub forma unui proiect personal pe care l-a făcut, ceva care să indice acolo că există un pic de pasiune, un pic de drive intrinsec de a face ceva, de a crea ceva, care e esențial în activitatea pentru care recrutam și în activitatea companiei. Și lucrul ăsta reiese după aia și din discuții. Să vezi ce îl motivează pe un om. Un mare red flag e dacă cineva la prima discuție, printre primele întrebări, înainte să afle despre firmă și ce se face și provocări și așa, întreabă de salariu și zile libere. E ok, sunt lucruri importante, dar le vine timpul lor. Dar îți dai seama dacă cineva pune carul înaintea boilor. Iar după ce, e o chestie și cum aduci oamenii, dar după aia și cum se dezvoltă și cum rămân. Și aici un lucru pe care l-am căutat și pe care l-am apreciat foarte mult a fost cât de bine gestionează cineva incertitudinea. Pentru că așa a fost natura companiilor în care am lucrat. Incertitudine mare, dinamism mare, structură minimă. Și atunci am căutat oameni care să aibă acest drive intrinsec de a face ceva și să poată să gestioneze incertitudinea, să fie concentrați pe a rezolva o problemă și să nu mai aibă nevoie sau să nu caute pe cineva care să le spună și cum să o facă. Și lucrul ăsta creează în oameni, creează exact același concept de flywheel. Alimentează un simț al autonomiei, un simț al performanței, al independenței. Mai ziceți și voi. Știi ce vreau înainte să te las pe tine, că mă bag un pic în bucătăria ta acum. Am observat în decursul anilor că oamenii care au stat mult după ce au intrat la noi, unii dintre ei erau voluntari, adică îi caracteriza voluntariatul. Oamenii ăștia, dacă îi prinzi, sunt extraordinari. Pentru că de-aia vreau, după ce gata, să-ți pasez treaba, pentru că tu cu oamenii ăștia lucri. E foarte greu. E foarte greu să-i găsești. Am găsit o definiție faină la oamenii ăștia, zghivări. Adam Grant a scris o carte superbă despre ei. Sunt oamenii care vin și dăruiesc. Cum ziceai tu, nu zic, domne, salariu, sau dacă eu îți dau asta,
ce-mi dai în plus? Sau dacă ăștia traderii care zic, da, fac și chestia asta în plus, dar trebuie să-mi dai partea asta. Sau sunt alții care îți numai receiver. Aia vreau asta. Se pare că pe termen scurt, receiverii și oamenii care numai vreau să primească, o duc bine. Ce-a observat Adam Grant, că pe termen lung, oamenii ăștia care dau, care nu se uită neapărat la ce primesc, au studiat inclusiv studenți la medicină, care îi ajutau pe alții și din cauza asta pierdeau. În timp, oamenii ăștia care dăruiau, au ajuns la performanță mult, mult mai mare decât cei care ori îs foarte atenți, îți dau asta, dar îmi dai asta. Inima lor și generozitatea lor înseamnă foarte mult. Când găsesc oameni de genul ăsta, îi bucuria vieții mele. Poate știau ceva grecii când i-au scos afară pe micii bișnițari care erau foarte concentrați pe asta. Da. Cred că e foarte mare dreptate la, sau în domeniul meu, o să zic la via, am zis. Da. În domeniul meu avem foarte puțini angajați, unde să zicem că sunt eu responsabil, avem foarte puțini angajați și fără excepție toți angajații sunt cei care au făcut voluntariat. Întâi am văzut pe teren, ca voluntar, le-am văzut dedicarea și abia după la unul dintre ei, după ani de zile, i-am angajat. Și așa că cred că ai foarte mare dreptate. Întâi vezi pe oameni, vezi inima, le vezi dedicarea și după aceea, dacă ai posibilități, le oferi ceva mai mult, pentru că știi deja cu cine lucrezi. Și da, poate că un pic de element nou aduce din perspectiva mea, de data asta, voluntarii. Acum trebuie să fim foarte atenți cum privim voluntarii și o să răspund și la ce căutăm la oameni sau care sunt lucrurile la care mă uit. Fie că sunt voluntari, fie că sunt angajați. Da? Odată voluntarul, din punctul meu de vedere, este un angajat neplătit. Așa ar trebui să fie privit voluntarul. Voluntarul, cred că trebuie să aibă un soi de convingere a chemării să facă lucrul respectiv în biserică, în comunitatea unde îi. Pentru că dacă nu are un soi de convingere că Dumnezeu îl cheamă, va fi instabil, ineficient și lipsit de încrederea echipei. Trebuie să știe că cumva Dumnezeu îl cheamă acolo. Și sunt anumite căi prin care poți să ajungi la convingerea asta, dar nu intrăm acum acolo. Și atunci când mă uit la un voluntar, știu foarte clar, voluntarul nu are responsabilități mai mici decât angajatul, ci timp de implicare mai puțin. Aia da, dar responsabilitățile sunt la fel. Cred că așa trebuie privit voluntariatul ăsta. El trebuie să dea socoteală pentru ceea ce face, pentru responsabilitățile pe care le are. Așa că nu cred că voluntarul este îndreptățit să lucreze mai superficial, sub nici o formă. Așa privim voluntariatul. Și acum, dacă îi să vorbim de care sunt câteva lucruri pe care le căutăm, sau le caut, eu aș zice trei lucruri care mi se par foarte importante. Unu, l-ai menționat tu deja, Mircică, hărnicia aia, sau lucru pe care îl resping cu toată puterea, îi lenea. Când ai un voluntar leneș, e cel mai groaznic lucru pentru că el ocupă un loc care ar putea fi ocupat de altcineva și lucrarea nu se face. Deci un om care nu-i proactiv, nu-i implicat, nu-i acolo, nu-și ia responsabilitățile să și le ducă la îndeplinire, e cel mai groaznic lucru pentru că n-ai loc pentru altul să-l pui acolo și lucrarea nu se face. Deci este una din caracteristici pe care le căutăm, această hărnicie. Și am avut cazuri în care i-am luat, le-am spus, mă, la tine văd două lucruri de care trebuie să ai grijă în anul care stă înainte. Unu, lenea, doi, aroganța și cu toate avertizmentele de pe drum și repetate de-a lungul unui an de zile, nu ajută la nimic. Și n-am mai lucrat cu el. Un al doilea lucru pe care îl caut e, modestia. Cred că lipsa superiorității. Refuzul de a face tot ceea ce trebuie făcut. Pentru că în lucrare nu ești un fel de șef pus pe un piedestal care îți faci numai lucrurile care, pentru care, eu știu, ești, ai educație, ai o pregătire. Am avut chiar cazul ăsta în care am avut un astfel de om și răspunsul lui, sau mă rog, o parte dintr-un discurs al lui a ajuns la urechile mele. Și a spus așa foarte clar, zicea, citez, n-am făcut școală ca să aranjez scaunele la tineret. Numai rei, fraierul ăsta.
Pentru că am spus, măi, ești în lucrarea asta, facem de toate. Era și un test, să fim sinceri, era și un test. Și în fiecare joi seara, când aveam tineret, trebuia să venim mai repede și să aranjăm scaunele. Și de foarte multe ori, mi se părea un lucru de respect, o chestie de respect pentru ceilalți voluntari, pentru că aia veneau pe fugă de la lucru, veneau din haosul zilei, dacă vreți, sau din transpirația zilei să vină să pună omul să facă anumite lucruri. Și noi, care eram liberi, trebuia să mergem un pic mai repede, să aranjăm niște scaune, să pregătim sala. Și numai târșindu-și picioarele venea până acolo să o facă. Și când a fost tras de urechi de alții, asta a fost răspunsul lui. Nu am făcut școală ca să aranjez scaunul la tineret. Eu trebuie să predic. Superioritatea asta, lipsa asta, modestia, a fi gata să faci tot ceea ce trebuie făcut, iarăși mie îmi spune foarte multe. Și trei, capacitatea de a lucra în echipă. Mi se pare extrem de important pentru un voluntar, într-un domeniu ca al nostru, să poată lucra în echipă. Călăreții ăștia singuratici sunt destructivi. Să aibă capacitatea să lucreze în echipă cu oamenii și integrat într-o lucrare mai mare e foarte important. Altfel ne împiedicăm unii pe alții. Așa că voluntarul într-o lucrare ca a unei biserici, cred că trebuie să știe lucra în echipă cu alți oameni și trebuie să știe să țină cont de celelalte lucruri, să fie integrat într-o lucrare mai mare. Astea ar fi trei lucruri pe care eu le-aș căuta în domeniul nostru. Știi ce mai facem noi după ce terminăm interviurile? Îi trecem pe oameni, îi filtrăm prin valorile noastre și ne uităm. Integritate. Avem suficiente informații. Trece la capitolul ăsta. Excelență. Cât e de bun? Care sunt competențele lui? Și mai este una care e foarte importantă. Respectul pentru oameni. Ideea îi, dacă vrei să lucrezi cu el în echipă, omul ăsta trebuie să-i respecte pe oameni. Și trebuie să aibă și pretenția de a fi respectat. Dar e mare lucru să-i găsești pe oamenii care știu să iubească. Dacă reușești să faci un cadru, noi zicem familie la cadrul ăsta. Și pentru noi firma e un pic altfel decât o multinațională, unde sistemul e foarte clar, unde managerii au deadline-urile lor. Și... Deci visul vieții mele de 30 și ceva de ani a fost să-i găsesc pe oamenii ăștia care trec prin valorile noastre și care sunt automotivați și care nu trebuie să fie urmăriți și care își fac treaba pentru că lucrul ăsta vine din inima lor, pentru că valorile alea sunt și în interiorul lor. Când îi găsesc pe ăștia, sunt bucuros de nu mai pot. Firma Daconi de aia merge. Noi nu avem un controlling și un sistem în care oamenii să fie puși. Oamenii sunt diferiți. Am 3 puncte de lucru în țară care sunt departe de noi. Fiecare și-a creat sistemul lui. Dar dacă valoarea lui, dacă valorile lui sunt bune, chiar dacă sunt diferiți, funcționează toate. Funcționează un pic diferit, dar funcționează frumos. Deci e foarte importantă treaba asta de echipă și relații și oameni care să prețuiesc și să apreciază și care în momentul când acum e sezonul, toți oamenii de la birouri care stau frumos la calculator, coborâm jos să-i ajutăm pe oamenii care nu mai fac față. Și vezi directorii care stau și bifează sau care merg și pun comenzi și care aduc astea. Și e o plăcere să vezi lucrul ăsta. Ăsta e lucru care le spunem. Adaconi e altceva decât știți voi. Eu nu te iau într-un job fix. Te iau într-o echipă, te iau într-o familie și într-o familie când ai nevoie de tine, atunci te duci și pui scaunul. Da. Un alt subiect important și de actualitate în ce privește etica muncii ar fi balanța între viața personală și timpul petrecut la muncă. Carieră, da? Care ar fi câteva sfaturi pentru muncitorii tineri referitoare la acest echilibru? Se poate menține? E o utopie? E greu. Pentru câți dintre voi e greu așa și sunteți presați? Mai ales dacă îți place foarte mult ce faci. Presați de munca voastră, de timp și de... Pentru nimeni? Toți sunteți liniștiți? Nu aveți provocările astea? Deci eu cred că un cuvânt cheie acolo este conflict. Dacă vrei să faci un lucru bun,
trebuie să forțezi mai mult decât normalul. Trebuie să mergi turat. Trebuie să-ți forțezi limitele. Câteodată e periculos. Că ziceam înainte, poți să-ți puște terminalii când și să pățești rău când accelerezi. Dar mie mi s-a întâmplat odată când am văzut un titlu. Andy Stanley avea o prelegere în care vorbea despre conflictul dintre locul de muncă, dintre job și familie. Și zic, bă, în sfârșit găsesc și o soluție pentru că nu mai pot, sunt stresat. Nu am timp să văd de fetele mele, că eu sunt tot timpul plecat și mai ales în vremurile alea când turația era mare. Nu mi-a dat un răspuns mulțumitor, dar mi-a dat un răspuns de unde am început să lucrez. Secretul, zicea el, sunt ritmurile. Nu ai cum. Dacă lași, dacă nu ai grijă de familia ta, din cauza muncii poți să o pierzi. Dacă n-ai grijă de munca ta și nu ți-o faci bine și tu zici, domne, eu sunt cu familia, eu îmi văd de treaba mea, pierzi. Pierzi, una dintre ele o pierzi. Și atunci au venit așa ca o respirație pentru mine, chiar dacă lucrurile astea le mai făceam, dar mi s-au clarificat, trebuie să lucrăm în ritmuri. Atunci când munca are nevoie de mine, forțez mai mult acolo. Dar trebuie să fiu foarte atent că atunci când familia are nevoie de mine, ritmul meu trebuie să fie familia. Și trebuie să presez mai mult, să forțez mai mult în direcția asta. Nu cred că e ușor, e foarte greu de ținut o balanță de genul ăsta. De exemplu, pentru mine, în primii ani, când am tras foarte tare, avantajul meu a fost părinții mei care stăteau cu fetele care erau tot timpul acasă. Și Ade care era mai mult cu ele. Eu eram foarte mult plecat. Știți ce fac acum? Recuperez. Nu zic niciodată nu când primim nepoții la noi acasă. Și investesc în ei și îmi fac timp pentru ei și mi-i pun în agenda că nu am timp de ei. Cumva familia noastră are nevoie de noi. Și e ca și cadranul ăla cu lucruri importante și lucruri urgente. Putem pune și în ritmurile astea. Sunt momente când familia noastră are nevoie de noi. Am avut cazul luna asta cu problemele medicale a lui Ade. Am lăsat tot, pentru că asta era cel mai important lucru din viața noastră. Și ăsta e un lucru în care sunt și importante și urgente. Lași tot și te duci în direcția aia. Dar sunt și altele. Sunt și alte ritmuri care trebuie să avem grijă de ele, care sunt importante chiar dacă nu sunt urgente. Putem să neglijăm familia din cauza că lucrăm mai mult. Deci cred că răspunsul aici este partea de ritmuri și nu e ușoară. E un conflict acolo. Dar nu avem altă soluție decât să fim foarte atenți, nici să nu ne turăm prea mult în serviciu, ca să dăm de greu, sau Doamne ferește, de burnout, unde oamenii de afaceri sunt cei mai vizați de treaba asta, la fel și meseriile astea, de parte de medicină, unde se lucrează mult, parte de arhitectură, unde se lucrează mult, multe, multe, multe lucruri, multe, multe, multe meserii, care dacă intrăm în ele prea tare, ajungem să le neglijăm pe celelalte. Deci eu încă mă lupt cu partea asta. Încă mă lupt și încă îmi fac planuri. Cum să-mi aranjez ritmurile și cum să ies mai mult din partea de business ca să pot vedea și lucrurile alelalte frumoase care fac parte din visurile mele de care n-am apucat să povestesc. De acolo vreau să încep și eu. E o provocare continuă și cred că O să o am toată viața, niciodată nu o să ajung la un echilibru perfect și cred că nu-i vorba nici de echilibru, poate un deziderat așa al unei integrări a vieții cu toate aspectele, nu știu dacă e posibil, dar am trecut prin câteva etape. Acum poate din perspectiva asta sunt a treia etapă. În prima etapă n-am crezut că e o problemă. Și am fost 100% absorbit, concentrat pe muncă. Ceea ce nu e neapărat rău când ești tânăr, ești singur, ai timp, ai puține responsabilități.
După ce m-am căsătorit, am continuat în felul ăsta și nu a fost cea mai bună tactică. Dar mi-am luat mai mult timp decât ar fi trebuit și dacă am un regret în zona asta. După care am intrat încet, încet în a doua etapă, mai ales după ce s-au născut și copiii. Etapa în care îmi dau seama că nu-i bine, dar încă nu știu cum să schimb și ce să schimb, pentru că eu sunt așa de setat și de absorbit și de de pasionat. Și a fost un proces lung și greu și este în continuare. Am început să-mi pun întrebări de genul ce regrete nu vreau să am la sfârșitul vieții. Adică dacă stau să mă uit înapoi la viața mea, ce nu aș vrea să regret? Și primul răspuns a fost, n-aș vrea să regret să nu fi avut o relație bună cu Simo, cu soția mea, cu copiii mei. Principalul regret pe care nu vreau să-l am. Dar uite că viața mea, traiectoria pe care mă duc, mă duce exact într-acolo. Și poate aș bifurca un pic ce înseamnă, adică nu-i numai între familie și echilibrul ăsta, nu-i numai între familie și viața profesională, ci partea asta personală include și sănătatea mea, fizică, mentală, emoțională, spirituală, include alte lucruri pe care vreau să le fac cu viața mea și pe care vreau să le iau în considerare, cum ar fi voluntariat, implicare într-o comunitate. E așa, o jonglerie din asta complicată pe care putem să avem tot felul de sisteme și folosim tot felul de sisteme și așa, tool-uri, știu eu, calendar, agende, planificat chestii cu familia, care trebuie să fie în calendar între alte lucruri. Și până la urmă e și o decizie mare așa de, uite, astea sunt regretele pe care nu vreau să le am și lucrez la asta, dar e și luptă și decizie în fiecare zi acolo, în tranșee. Când, așa, într-o fracțiune de secundă, pot să aleg stânga sau aleg dreapta. Eu cred că, da, cel mai bun răspuns, mi se pare asta cu ritmurile, mi se pare cel mai, da, cel mai bun răspuns. Pentru că noi, sau din perspectiva noastră, auzim mereu predici în care familia pe primul loc, familia. Și nu știu dacă e chiar așa. Și cu Biblia în brață s-ar putea să discutăm și să vedem că nu e chiar așa. Munca e parte din viață, munca te îmbogățește, munca te ajută să te exprimi, are o semnificație în viața ta, la fel ca și familia. Și atunci ideea asta de ritmuri mi se pare cel mai bun răspuns. Sunt momente în viață când ai de lucru mai mult, nu poți să te ocupi doar de familia ta și să nu muncești. E un dezastru. Deci nu le-aș ierarhiza. Asta e mai importantă ca aia. Și ideea de ritmuri mi se pare că dă răspunsul cel mai bun. Sunt ritmuri și ritmuri în viață, în care uneori apeși mai tare pe accelerație într-un domeniu, alteori îți faci timp și apeși pe accelerație dincolo pentru că e o nevoie acolo. În ce mă privește, da, cred că aproape toți am trecut prin aceleași etape în care am investit într-o parte și am uitat de cealaltă. Un răspuns foarte simplu și practic și direct la întrebarea ta este următorul în ce mă privește. Da, exact ca voi. Am luat și eu și am muncit și am făcut numai ce am vrut și ce am crezut că trebuie și să slujesc un milion de oameni. Și pentru mine a fost un duș rece, venit din partea copiilor când erau foarte mici. Pentru mine dușul la rece, după dușul la rece, am făcut un lucru foarte clar. Am pus în agenda un timp special nenegociabil și în felul acesta, punându-l în agenda, n-am mai stat la negocieri, că acum a plecat, acum nu se întâmplă. M-am dușul rece, mă trezește, mi-am pus în agenda un timp special, cu anumită structură, cu anumit scop, și de la m-am ținut până copiii au plecat de acasă. Și atunci, asta ar fi un răspuns. Cum ții echilibru? Sunt ritmuri și ritmuri. La un moment dat trebuie să-ți pui în agenda, probabil, timpul ăsta și să existe flexibilitatea asta că sunt perioade mai aglomerate acolo și perioade mai aglomerate între ghilele mele dincoace în familie și cam așa să-ți împarți timpul. Echilibru egal, mi se pare imposibil, adică mi se pare
Da, e irealizabil. Pentru că vine vremea deciziei. Ce faci? Sunt multe lucruri care se suprapun. O fac pe asta sau o fac pe asta? Cred că atunci e momentul în care noi avem nevoie de direcția noastră. Ce vreau să fac eu cu viața mea? Am ajuns la un moment dat când am zis, și ăsta e unul din motivele pentru care stau cu voi aici, și am venit, că aveam multe pe cap acum. Ce vreau să văd eu întâmplându-se cu viața mea? Sau unde mă focalizez cel mai mult, în afară de prima idee că o să fac bani pentru Domnul? Și mi-am făcut o declarație a mea. Pe lângă lucrurile importante, care sunt Dumnezeu, soția mea, copiii mei, prietenii mei, biserica, locul în care trăiesc, pe lângă lucrurile astea, un obiectiv pentru viața mea este să creez, să fac parte sau măcar să ajut contexte în care oamenii cresc și se dezvoltă. Și în momentul când aud câte un lucru de genul ăsta, uite-te ce, de exemplu, uite-te ce se întâmplă la Via. În momentul ăla, cu toate că mi-a venit din toată inima să zic nu, mi-e greu să stau în fața voastră și am avut emoții mari toate zilele astea. Nu pot să zic nu dacă visul meu e clar și e definit. Sunt mulți din prietenii mei care zic, Doamne, dar hai cu noi, trebuie să mergem la ieșirea asta. Nu pot să merg la ieșirea asta, pentru că eu am evenimentul ăsta, pentru că eu am întâlnirile astea. Nu pot să mă distrez cât aș putea să mă distrez, pentru că problema financiară acum nu mai e. Dar cred că atunci când ne punem un vis, ar fi fain să-l urmărim. Și când ne luăm deciziile, ce fac? Fac pe asta sau fac pe asta? Am și eu regrete. Am regrete mari. Am pierdut ore întregi cu seriale de pe Netflix sau de pe așa. Da, te prinde și stai acolo și poate mai sunt printre voi care vă uitați la ele. Pierdem vreme multă, multă din visul nostru. Și nu-i ușor să renunț la ele. Nu știu de câte ori am renunțat la abonament și la un moment dat când eram obosit, hai, am dat drumul iară să văd un film. Ar fi foarte fain dacă în mintea noastră visul nostru este clar. În momentul când luăm deciziile, ce fac? Sau ce nu fac, sau pe care o fac dintre ele, să ne gândim la visul nostru. Clayton Christensen are o carte foarte faină, Cum îți vei măsura viața? Și e exact vorba despre asta, de a avea de a ne face fiecare o idee, care e viziunea noastră referitor la viața noastră, ce e important, dacă e ceva măsurabil, cu atât mai bine. Și atunci asta simplifică mult deciziile pe parcurs, sau teoretic. Câteodată e chiar greu. Câteodată e foarte greu. E provocator visul, știi? Pentru că avem foarte multe întrebări, aș sări direct la secțiunea asta. Și aș începe cu o afirmație care văd că a fost și foarte votată. Nu trebuie să răspundeți. Răspund eu la asta. Vorbiți din perspectiva angajatorului care își doresc profit de la angajați, giverii vă avantajează pe voi, ar trebui să aveți și perspectiva angajaților. Acum, eu nu cred că niciunul dintre, sau că vreunul dintre ei trei au ajuns angajatori peste noapte pentru că i-a pus cineva acolo. Cred că fiecare a avut un traseu pe care l-a parcurs până în punctul ăsta. Și i-am ales tocmai pentru că au ajuns într-un anumit punct din care pot să învețe pe alții. Și referitor la termenul ăsta de giver, nu știu dacă munca mea ar trebui să o văd ca și cum eu dau ceva angajatului meu. Cred că în secțiunea legată de ce muncim, am discutat despre pentru cine muncim, de fapt. Și atunci nu-i dau angajatului meu efortul, timpul și resursele mele, ci muncesc pentru ceva mai înalt, muncesc pentru cineva mai înalt, poate. Bun, am clarificat-o, sper. Lasă-mă să zic și eu ceva. Dar nu ne lungim. Că eu am vorbit de giveri. Să știți că e o mare diferență între partea care e angajatorul și partea care e angajatul. Cred că a fi giver ar fi fain să fie din amândouă părțile. Se întâmplă când pierzi oameni, pentru că în domeniul tău nu există așa de mare eficiență ca în alt domeniu.
Deci în firma mea Givory au cele mai mari salarii, pentru că i-am văzut lucrând și i-am văzut trăgând. În același timp, mi-am pierdut cel mai bun agent pentru că a intrat în altă industrie. În partea de farmaceutică, unde salariul lui a fost dublu. Suntem prieteni și acum, ne sunăm. Dar a fost momentul în care omul ăla a primit mai mult acolo și s-a dus. Și mi-a fost ciudă de nu mai pot. Și încercăm să fim mai eficienți ca să putem urca salariile. În același timp, și în partea asta a angajatorului, provocările sunt mari. Dacă nu te gândești și zici, ok, creștem salariile, s-ar putea să te duci în cap foarte rapid. Deci e o balanță foarte grea. Dar e adevărat, trebuie să avem grijă. Deci eu unul îmi asum și mă gândesc, că anul ăsta m-am gândit de câteva luni, cum fac, mai am loc să mă duc mai sus. Pentru că oamenii ăștia care sunt mulți, duc viață grea, le cresc nevoile, pentru că salariile nu mai urcă la fel cum urcă prețurile. Da, deja am oprit. Prima întrebare și cea mai votată. Ce părere aveți despre venitul universal? Cetățeanul va avea un venit minim garantat, indiferent dacă muncește, iar cei care vor mai mult vor alege să muncească. O prostie. O utopie, ca să vorbesc mai frumos. Este o imposibilitate, adică e ceva aberant, care face apel la acel umanism care spune omul este bun în sine, omul are doar societatea și mediul l-a stricat. Și asta este, ce cuvânt vreau să folosesc, asta este o aberație pe care premize greșite te duce la concluzii greșite. Și atunci, să nu-mi spună mie cineva că omul va munci de bunăvoie, de drag, pentru un salariu la fel cu tot cu ăla leneșul care stă lângă tine, este imposibil, este împotriva naturii umane. De-aia am spus, este o prostie. Cred că premisa e greșită. Premisa aici e că oamenii trebuie să aștepte de la guvern să le dea ceva. Chestia asta e destul de nouă, pentru că până acum ceva timp fiecare avea un meșteșug, avea o meserie, oamenii se gestionau singuri. Mentalitatea asta de a aștepta să primești ceva nu e nici naturală, nici sănătoasă. Practic pe sistem de asistat social. Plus nu știu de unde ar veni banii. Și stai puțin, cine stabilește? Alți oameni stabilesc cât îți dau, cum îți vor da banii? Nu, deci este o imposibilitate. Dar e un mecanism foarte bun de control al populației. Există joburi interzise pentru creștini? Da. Video chat. Dar n-aș duce la nivel de creștini, adică chestii de bază, de moralitate și de etică. Da, deci dacă jobul tău... Răspunsul scurt. Răspunsul scurt, da. Da, dacă integritatea e o valoare, eu nu pot să mă compromit. Și anumite valori morale, dacă slujba ta le calcă în picioare, nu, acum acolo iarăși sunt anumite joburi așa de limite, de margine. Zone gri în care poți discuta și te poți dezbate, dar atunci cred că intervine acea convingere personală, acea liniște lăuntrică, acea călăuzire care vine de sus și să-ți rezolvi, te bagi în slujba aia sau nu. Cum au fost trecerile voastre la next level? Au fost naturale sau au presupus un stop, o renunțare la ceea ce știați și reinventare? Eu am avut parte de 3 și au fost absolut brutale, în care nu am ales eu. Uitându-mă înapoi, a fost cel mai bun lucru care se putea întâmpla. Când am trecut prin ele, au fost dureroase. Da. La fel zic și eu. Am sărit în față cu un șut în fund. Și privind înapoi, zic că a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat, dar a durut foarte tare. Dacă mă gândesc, știți voi la ce mă gândesc. Ce ați recomanda unei persoane nemulțumite la locul de muncă, dar care deocamdată nu poate pleca de acolo? Și asta combinată cu întrebarea când îmi dau seama că e momentul să-mi schimb poate traiectoria sau poate locul de muncă? Eu nu aș pleca de la un loc de muncă până nu am alternativă. Să-mi pun demisia, să plec supărat, să las lucrurile în aer,
mai ales dacă ai o familie, cred că nu e foarte înțelept. Munca e grea, e trudnică, te enervează, este neîmplinitoare, da, pot să înțeleg asta, dar a sta să-mi câștig pâinea și mi-aș căuta probabil altceva. Nu aș lăsa repede, n-aș pleca, asta e părere pur subiectivă, dar și dacă cineva mi-ar cere sfatul, asta spune. Da, hai să căutăm împreună, caută, vezi ce uși se deschid, dar nu lăsa ceva ce te ajută să te întreții, doar că nu mai suporți. Până la urmă, inclusiv insuportabilitatea locului de muncă poate să însemne și să clădească ceva în tine care se poate folosi cândva. Deci nu am, eu n-aș merge pe varianta asta riscantă în care arunc tot și îmi caut. Nu, dar e bine să-ți cauți. Să-ți cauți. Decât să, stai, decât să stai nemulțumit într-un loc, dă drumul la toate radarele să găsești un loc mai bun. Cer ajutor, vorbește cu oamenii, caută-ți de lucru. Sunt situații în care lucrurile se pot rezolva dacă le comunici, mai ales dacă le comunici din timp, da. Exact, care sunt nemulțumirile, de ce e insuportabil. Deci răspunsul poate fi mai complex în funcție de specificitățile cazului. Avem vreo două întrebări referitoare la cum pot fi o mărturie la locul de muncă în condițiile în care mediul IT, corporatist, în acest mediu relațiile cu colegii sunt foarte reci sau nu interesează pe nimeni nimic. Filip, tu ești în mediul corporatist, IT-ist. E greu, mai ales dacă lucrezi și de acasă și interacțiunea non-profesională e redusă. Dar totuși există și nu-i dispărută complet. Cred că prin excelența pe care o arătăm zi de zi în munca noastră, și asta nu înseamnă să fie ăla care lucrează cel mai mult, care deschide și care închide, poate uneori, integritatea, apar situații în care poate e mai ușor să fentezi sau să te sustragi de la anumite responsabilități sau... o discuție faină. Da, modul în care îi ajuți pe colegii tăi, poate în munca lor, poate fi o mărturie, deci nu trebuie, câtă vreme ei știu, mă rog, credința din anumite discuții, acum anumite discuții și pe online le poți avea cu colegii, nu? Poate puțin, nu doar pe munca pe care o desfășori, deci oamenii știu cine ești și atunci modul în care muncești, modul în care îi ajuți pe alții să-și facă treaba sau... te întreabă, uite, nu știu să fac cu tare și cu tare, că am pe aproape și eu oameni din ăștia, în domeniul IT. Colegi de-a tăi nu știu să-și facă treaba sau au multe întrebări la început, să intră într-un domeniu nou și vezi că chiar nu știu și sunt disperați. Faptul că ai răbdare cu ei, faptul că le spui, că le arăți cum se face, că poate niște deadline-uri și repede s-ar să-i ajuți ca să... nu se facă de râs, sunt niște moduri extraordinare de a fi o mărturie pentru ei. Băi, asta m-a ajutat. Dar cine e asta? Păi așa, fii atent ce fain a fost cu mine, răbdare. Deci sunt mici modalități în care, iarăși, modul cum îți execuți munca cu excelență și cu bunătate, poate fi o mărturie. Și în același timp, uitându-mă din perspectiva mea, e mai simplu, că noi suntem mulți și la noi e echipă și acolo promovăm valorile astea. Dar... de exemplu, eu simt nevoia să fiu parte dintr-o echipă sau dintr-un grup cu oameni care sunt ca mine. Îi caut pe oamenii ăștia. Sunt încântat că am găsit câțiva în Cluj și vin din când în când la Guild aici să mă încarc. Deci cred că și în zona voastră de călăresc singuratici, o soluție ar fi să găsiți comunitate. Chiar dacă nu-i la lucru, chiar dacă nu-i colegul tău care nu are treabă cu tine, chiar dacă stai și lucrezi de acasă, să găsiți o comunitate în care să creșteți împreună, e mare lucru și să poți să ai partea de relaționare și de comunitate. Da, e foarte fain, să aducem cu un element nou. Apropo de ceea ce ai și făcut cu ceva vreme în urmă, dacă în munca voastră sunteți mai izolați de felul vostru și prin natura muncii, ideea de a crea o comunitate. Mi-aduc aminte de Eat, Pray, Tech, care a fost o încercare simpatică, a funcționat o vreme în care veneau IT-și să iau un mic dejun împreună,
pe o discuție pe anumită temă și pe urmă plecau cu toții la lucru. Uite-te, un mod în care ai creat o mică comunitate de oameni care veneau și aveam povești acolo și puteai fi o mărturie. Și te și ajută. Uite, sunt în Give Connected. Încercăm să facem din munca noastră o muncă generoasă, adică să dăruim pentru Dumnezeu. Când suntem mai mulți, deja apar și roluri în echipa respectivă. Avem câțiva oameni foarte valoroși care studiază proiecte și ne aduc niște proiecte și ne spun dacă în astea investim sau venim noi cu proiecte și ei le sortează. Dacă investim în partea asta, uită care sunt roadele care vin înapoi, măsurabile. Avem nevoie unii de alții acolo. Și aș mai zice ceva, poate să lege câteva întrebări și subiecte. E vorba de mindset-ul pe care îl avem și mindset-ul ăsta în care faci lucrurile dincolo de ce scrie în fișa postului. Da. De asta căutăm oameni care dau dovadă de asta, pentru că în situații dificile, ăștia sunt oamenii care duc lucrurile mai departe. Deci trebuie să fim oameni care, și asta răspuns la întrebarea asta, care suntem dispuși să facem mai mult decât ni se cere pe toate planurile, profesional, în relații cu oamenii ăștia. Și asta e destul de rar. E destul de rar și e ceea ce se vede în afară. Pentru că, și asta poate apropo și de afirmația, prima afirmație legată de diferența dintre angajat și angajator. Dacă ești cu un mindset de eu sunt angajat pe o sumă de bani pentru un job de la 9 la 5 și funcționez ghidat de chestia asta și de-abia aștept să închizi, o să treacă pe lângă tine multe oportunități din astea. Și nu zic că nu-i rău în anumite ritmuri ale vieții, că uneori ai nevoie să fie lucrurile mai separate și încapsulate, da? Este greșit ca o persoană care nu-și găsește job de mai mult timp să lucreze la negru pentru a-și întreține familia? Da. În ce situație mă pui, Mircică? Nu! Filip, nu știu. Depinde. Nu cred că răspunsul e da și nu. Ar merita să discutăm în particular. Și da și nu. Auziți, deci eu nu zic că nu fac în anumite contexte lucruri de genul ăsta. Deci am mai plătit oameni care ne-au ajutat într-un fel sau altul. Dar cred că ar fi bine ca acolo unde e compromis să nu-i zicem ok, chiar să încercăm să îmbunătățim sau să rezolvăm problema asta. Adică să nu zicem niciodată la minciună sau la trăire la negru să-i zicem că e ok. Nu e ok. Chiar dacă o facem. Or fost momente când o trebuie să cumpăr pe vremuri motorină la negru pentru că nu era. Lucrul ăsta am învățat că e păcat, că nu-i corect, că nu-i frumos și că trebuie să scap de el. Și în momentul când am reușit să scap de el, am scăpat. Pentru că ne putem obișnui să trăim în compromis și după aceea. Adică să vindem marfă la negru și în momentul când pot să o vând la alb. Deci să zicem la compromis, da, compromis. Pentru că noi trăim în dualitatea asta. Deci sunt multe cazuri în care pur și simplu n-ai ce face. Ai stop joc din toate părțile. Ești compromis și dacă nu vrei să fii compromis. Mi-a întârziat cu tare cu un contract și eu am ieșit în afara legii din cauza asta că trebuia să am autorizația. Și ce fac? Îți blocat, îți stop joc. Trebuie să găsesc soluții. Dar asta nu-i normalitatea. Ăla e greșit și ăla nu-i corect. Și ăla trebuie să-l scot afară din viața mea și din firma mea. Dacă vreau binecuvântarea Tatălui din ceruri, că suntem în biserică aici. Deci, răspunsul mi se pare foarte fain, pentru că lasă și flexibilitatea aia că sunt momente sau situații în care nu prea ai ce face. Și atunci, chiar Biblia spune, nu te arăta mai scrupulos, mai neprihănit decât ești, pentru ce te pierzi singur. Da. Și atunci, e foarte fain. Mai nu-i ca regulă, nu. Să nu spui la bine rău și la rău bine. Când ești obligat de niște împrejurări, probabil că poți să faci o astfel de pași, dar să scapi de ele cât poți de repede și să nu devină o regulă, o normă, o obișnuință. Corect. Și nici să facem pe super sfinții, pentru că nu putem bate sistemul
de fiecare dată și în totalitate. Și poate în a naviga în zona asta gri, dacă asta e ceva ce faci regulat ca să câștigi mai mult, nu e ok? Dacă o faci excepțional pentru a depăși un blocaj sau pentru anumite, nu știu, Nu stai acolo, că te duci spre negru dacă stai acolo, da. Da. Mai sunt multe întrebări și, din păcate, timpul nostru cam ajuns la limită. V-aș mai adresa o ultimă întrebare și apoi aș vrea să închei. Dar cu siguranță sunteți deschiși, vă încurajez dacă aveți întrebări sau întrebările pe care le-ați pus și la care n-am apucat să răspundem, abordați liniștiți după ce încheiem. Ultima întrebare. Ați auzit probabil expresia în diferite formulări. Pe patul de moarte, nimeni nu-și dorește să fi muncit mai mult sau nimeni nu își dorește să fi petrecut mai multe ore la servici. Cum comentați? Eu cred că Maica Tereza și-ar fi dorit să fi muncit mai mult. Pentru că ăsta a fost visul ei. Bun răspuns. Rei? Din sala ni se șoptește, era necăsătorită Maica Tereza. Corect. Nu știu, sunt ambivalent la afirmația asta. Din moment ce munca te împlinește, și munca este o treime, așa, matematic vorbind, din viața ta, și îți face bine și te formează și te îmbogățește, m-aș feri de o astfel de afirmație, dar nu aș semna în josul ei. Am mai multe cicatrici de care sunt mândru ce țin de realizări profesionale, dar nici acum, dacă stau să mă gândesc, n-aș putea să zic că îmi doresc să fi muncit mai mult. În schimb, îmi doresc să fi petrecut mai mult timp acasă, cu familia, cu prieteni, deci n-aș bănuiesc că nici pe patul de moarte nu aș zice, mă, totuși, dacă mai băgam o oră acolo, era altceva. Este în Eclesiast un verset care zice cam așa, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci lucrare, chipzuință, cunoștință și înțelepciune nu există în locuința morților, acolo unde vei merge și tu, de altfel. Dacă ar fi să mă gândesc la muncă nu doar ca la 8 ore pe zi, ci la contribuția mea într-un plan mai mare, într-un vis mai mare, atunci munca mea nu e neapărat jobul meu, munca mea poate să fie 8 ore de lucru plus voluntariat, plus contribuția mea în diferite acțiuni care se întreprind pe lângă mine. Și atunci o perspectivă asupra muncii mai inclusivă sau mai largă decât strict jobul meu, cred că ne ajută. Și dacă vă ziceam la începutul serii că vom auzi 3 povești într-una singură, în final vor fi 4, fiindcă aș vrea să închei cu o altă povestire. J.R.R. Tolkien, autorul trilogiei Stăpânul Inelelor, a visat și a muncit o viață întreagă ca să recreeze și să reimagineze o lume din mitologia engleză străveche. Pentru asta a inventat practic o limbă nouă. O engleză străveche, personaje fantastice, o istorie a acestor personaje fantastice care trebuia să pară foarte realistă. An de zile a investit în crearea acestei lumi și urma să scrie lucrarea vieții sale, Stăpânul Inelelor. La un moment dat însă ajunge într-un blocaj cu scrierea, izbucnește și al doilea război mondial și gândul că s-ar putea să nu termine ce avea de făcut îl paralizează. Aproape de casa sa era un copac pe care el îl tot admira și căruia vecinul îi taie crengile într-o bună zi. Singura greșeală a copacului, zicea el, fiind aceea că era prea mare și prea viu. Se gândește atunci că poate misiunea lui va avea aceeași soartă. După el vor rămâne doar cioturi,
de lucrare nefinalizată. La scurt timp după eveniment, Tolkien se trezește într-o dimineață cu o istorioară în minte, care e publicată sub numele de Leaf by Nigel, o alegorie care se potrivește foarte bine cu tema de astăzi. Nigel, personajul principal al povestirii cu care Tolkien se și identifică, este un pictor al cărui nume înseamnă muncă ineficientă sau petrecerea timpului cu lucruri lipsite de importanță. Așa se vedea și Tolkien pe sine, ca fiind un perfecționist, mereu nemulțumit de cum lucrează, care se pierde mereu în detalii. Nigel urmează să plece în curând într-o călătorie necesară, călătorie care simbolizează de fapt moartea. Dar înainte de asta își dorea foarte mult să picteze un anumit copac. Avea în minte inițial imaginea unei frunze, apoi a unui copac, apoi a unui ținut întreg, cu păduri și piscuri înzepezite. Și a zis că va duce la îndeplinire această viziune înainte de a pleca în călătorie, iar pentru asta a lăsat orice altceva și a făcut rost de o pânză atât de mare pentru lucrarea sa, încât era nevoit să urce pe scară pentru a picta. A muncit din greu, pictând ceva aici și ștergând o pată de colo, fără prea mult succes însă. Și asta din două motive. Unu, el era genul de pictor care putea să picteze frunze mai bine decât copaci. Obișnuia să petreacă timp îndelungat pentru a picta o singură frunză. Și doi, era mereu distras și întrerupt de vecinii lui, care îi solicitau mereu ajutorul și care nici măcar nu apreciau munca lui. Într-o noapte primește o vizită și știe că e timpul să plece în călătorie. Când realizează că i-a sosit ceasul, începe să plângă și spune: nici măcar nu am terminat-o. La scurt timp după moartea lui, oamenii care i-au cumpărat casa găsesc pe o pânză mototolită singura frunză frumoasă pe care a reușit să o picteze. Frunza lui Nigel a fost expusă la Muzeul Orașului, unde câteva persoane au putut să o admire o vreme, dar care a fost uitată apoi. Nigel, pe de altă parte, în timp ce călătorește spre cealaltă lume, aude două voci. Una era dreptatea, o voce severă care spunea că Nigel a risipit atât de mult timp și a realizat atât de puțin în viață. Cealaltă voce, blândă, deși nu era duioasă, părea a fi îndurarea și sublinia faptul că Nigel a ales să se sacrifice pentru alții, știind ce face. Drept răsplată, când Nigel ajunge la periferia țării cerești, ceva îi sare în ochi și citez: în fața lui se înălța copacul, copacul lui, cu frunzele răsfirate, cu ramurile întinzându-se și unduindu-se în vântul pe care Nigel îl simțise sau îl ghicise de atâtea ori și pe care nu reușise nicicum să-l surprindă în pictură. A privit la copac, iar apoi și-a ridicat încet brațele, deschizându-le larg. E un dar, a spus el. M-am regăsit în povestea lui Nigel. Visez și eu copaci. Visez să pictez păduri și piscuri înzăpezite și mă trezesc că tot pe o biată frunză lucrez de multă vreme deja. Dar știu că este cineva care pictează pe o pânză imensă, o imagine mult mai spectaculoasă. El nici măcar nu are nevoie să urce pe scară ca să picteze. Iar când eu voi porni în călătorie, mi-aș dori să plec cu liniștea că mi-am făcut partea, că am muncit din greu și cu perseverență la frunza care mi-a fost mie încredințată, știind că marele pictor va finaliza de fapt lucrarea, iar meritele pentru rezultate nu mi-aparțin. Ceva de genul a ce zice Isaia în capitolul 26: Doamne, Tu vei așeza pacea pentru noi, căci într-adevăr toate lucrările noastre Tu le-ai înfăptuit pentru noi. Și referitor la aparentele întreruperi și distrageri pentru a fi aproape sau de ajutor celorlalți, să nu le privesc încruntată ca fiind obstacole sau lucruri care mă întârzie din a îndeplini misiunea, ci ca fiind acele elemente care aduc farmec vieții, care o îmbogățesc
și care sunt împletite cu munca asiduă și perseverență. Eu sper tare mult că povestea din seara asta, chiar dacă nu v-a dat toate răspunsurile la care v-ați așteptat, v-a stârnit ca să căutați mai departe răspunsuri pentru frământările voastre. Vă mulțumim pentru răbdare și pentru timpul vostru. Vă doresc multe zile de luni pline de energie și entuziasm. O seară bună!